Hai să o luăm pe rând. În primul rând s-au întâlnit, asta confirmă CSM. Au intrat pe ușa din față. Foarte bine, puteau să intre și pe ușa din dos, adică ne spune CSM-ul, dar au intrat pe ușa din față. S-a dus ministrul justiției, s-a dus Bogdan Ciucă, care are și probleme penale, ca să spunem. E urmărit penal, da? Da, e urmărit penal. Și președintele CSM. Ca să se anunțe, doi, să discute Ciucă cu președintele CSM despre coloană, despre boli, despre cum să se trateze, și al treilea să spună când pleacă în concediu și cu cine se ia legătura președintele CSM. Niciodată, niciodată nu a avut loc o asemenea întâlnire. Și eu am fost ministri, și alții după mine, și alții înaintea mea. Nu are loc o asemenea întâlnire. Instituțional, când am plecat în concediu, eu am desemnat pe X în locul meu. Și asta este public. Cu X se ia legătura și nu e nevoie de o întâlnire prin care eu să te informez că tu trebuie să vorbești cu X pentru că eu plec în concediu. Deci asta este o minciună. Nu s-au întâlnit cei trei ca să stabilească cu cine se ia legătura unul cu altul dacă pleacă în concediu. Și chestia cu boala și cu coloana este de tot râsul. Adică, bun, ne cred proști, nu suntem proști. Cum să zic, atât ai duce capul pe ei, ca să spun așa. Pe noi ne duce mai mult capul. Da. Să spunem și de ce este... Mai departe, jalonarea unor proiecte. Și cuvântul ăsta, jalonarea unor proiecte. Adică să stabilim un traseu al unui proiect, dar care proiect și ce facem cu el? E clar că există judecători și procurori care, asemenea politicienilor, vor să schimbe din codul penal, din codul de procedură penală, poate și din alte legi și din legile justiției. Știți că în clipa asta sunt 25 de proiecte de legi, 23 de schimbarea codului penal și de procedură penală și unul de schimbarea legii avocaturii și unul de schimbarea legii ANI. Toate acestea sunt adoptate fie de o cameră, fie de alta, sau respinse de una sau de alta, dar niciunul nu este respins definitiv de camera decizională. Deci poate fi oricând adoptat. Peste vară s-ar putea să avem o vară fierbinte a suspendării justiției. Deci 25 de proiecte ne stau deasupra capului, toate depuse în ultimele 6 săptămâni. Da? Când politicienii sunt anchetați. Și toate în favoarea politicienilor. Așa că eu această întâlnire care nu avea nicio logică apropo de plecările în concediu sau de cum tratăm coloana vertebrală bolnavă, o văd ca pe o întâlnire de consimțământ, de a vedea ce crede celălalt sau de a stabili o strategie pentru modificarea legilor justiției. Mă îndoiesc că se vor modifica spre binele judecătorilor. L-am modificat în 2005, multe modificări, apoi pe parcurs au mai fost modificate, dar foarte puțin. În ceea ce privește dezbaterea pe modificarea numirii procurorului general, adjuncților, procurorului șef DNA, adjuncți, șef de secție, procuror șef DICOT, adjuncți, șef de secție, că și asta a fost o dezbatere. Vreau să vă spun că dacă se face o astfel de modificare, ea încalcă total MCV-ul, Mecanismul de Cooperare și Verificare, pentru că unul din benchmark-uri, una din condiționalitățile din acest MCV este următoarea. Dragă România, ai adoptat această lege pe care noi o considerăm foarte bună, denumire așa a procurorului șef DNA, DICOT general, și nu o schimba. Deci în clipa în care o schimbi, ai încălcat MCV-ul. Să nu mai strige că nu intrăm în Schengen din vina altora. Din vina lor nu intrăm în Schengen. Și o să vă spun de ce. Asta pentru că multe voci au zis că eu am schimbat-o și de atunci se tot chinuie să o schimbe înapoi. Și când noastră m-ați întrebat înainte emisiunii. Că ați schimbat procedura de numire a procurorilor șef. Ca să vă spun cum era înainte și de ce e pe sufletul CSM-ului și al unor politicieni. Înainte, da, schimba eu procedura, era așa. Decidea CSM-ul. CSM-ul decidea că te numește pe tine, așa era numită Amărie, de exemplu, la DNA, la PNA, pardon, da, care făcea dosare conductor de tren. Și din cauza căruia aveam stegules roșu pe corupție, adică puteam să nu intrăm în Uniunea Europeană la timp. Procedura era următoarea. CSM stabilea și îl numea pe Amărie, în cazul nostru, șef DNA. Cum puteai să-l dai jos pe Amărie? Amărie putea să facă un prost management.
putea să nu conducă instituția, instituția să n-aibă rezultate, să n-aibă dosare, să meargă prost. Nu puteai să-l dai jos. Puteai să-l dai jos numai dacă tot CSM-ul îl sancționa disciplinar, adică el comitea o abatere disciplinară, care nu era pedepsită cu avertisment, amendă sau retragere de salariu pe 3 luni, ci cu excluderea din magistratură. După aceea, această sancțiune dată de CSM trebuia să fie evident confirmată de înalta curte, unde persoana se plânge, în cazul nostru a Măriei, s-ar fi plâns la înalta curte, unde mai durează un an de zile. Adică niciodată nu putea fi schimbat. Nu putea fi schimbat. Legea a fost schimbată de PSD după ce și-au pus oamenii lor numiți de ministrul justiției direct, Stănoiu numea, cu tare, și apoi au schimbat legea așa, ca nimeni să nu-i poată schimba pe acești oameni. Să rămână Mărie acolo, să rămână X acolo, da? Nu intram în Uniunea Europeană cu acest sistem. Nu intram. Instituțiile erau total ineficiente. Și ați schimbat procedura în 2005, nu? Și am schimbat procedura în 2005. Și vă explic și de ce am schimbat-o așa, am tot explicat. N-am schimbat-o până când nu m-am dus la Comisia Europeană și am discutat. Uite, așa intenționez să o schimb, că aveam segulez roșu. Deci asta înseamnă că poți să nu intri dacă nu faci bine acolo și nu elimini segulezul roșu. Problema, adică. Și am discutat, le-am explicat și au fost de acord. Și așa am schimbat-o. Și de asta apoi Comisia a spus să nu se schimbe, că e bine așa. Am explicat că așa cum e acum, dacă o instituție merge prost, o instituție anticorupție, PNA, respectiv DNA, va merge prost în continuare, că n-ai cum să schimbi șeful. N-ai cum să o faci să meargă bine. Și doi, corespunderea colectivă nu există, că numește CSM-ul. Sau CSM-ul decide o abatere disciplinară. Răspunderea colectivă înseamnă fără răspundere. Și atunci am zis, propune ministrul justiției, care are o răspundere. Și eu mi-au o răspundere. Că îl propun pe X. Da? L-am propus pe Daniel Morar. Am propus-o pe doamna Chioveși. Am propus pe mai mulți. Îl propun, fac interviuri. Asta era o bună practică. Fac interviuri, am dat și anunț în presă. Nu cred că vă amintiți. Să trimită și ce rechizitori au făcut în dosare mari. Am chemat psiholog. Deci fac interviuri și îl aleg pe cel pe care eu îl consider cel mai bun. Și îl trimit la CSM. Trimit o scrisoare la CSM și spun, în urma analizei interviurilor, vă rog să analizați această propunere. Deci asta e primul pas. Ministrul propune. CSM-ul face o audiere publică la care se uită toată țara. Live a fost transmisă și de atunci încolo așa a fost transmisă. Și ia un interviu, îl întreabă ce vor pe acel om. Și dă un aviz. Propus de mine. Și dă un aviz care e consultativ, nu e obligatoriu. Păi dacă nu vreau să mă întorc la răspunderea colectivă. Și apoi după ajunge care propunerea la... Propunerea se trimite de ministru la președinție. La președinte, care poate să refuze motivat. El poate să spună nu, dar trebuie să zică de ce nu. În acest moment, tu ai două persoane, ministru și președintele, indiferent de cum îi cheamă, care răspund. Dacă nu ți-asumi răspunderea pentru ceva, poți să faci orice sub numele umbrelei răspundere colectivă. Hai să ne asumăm. O să știm că o propunere e proastă, fiindcă a fost propusă de ministru X și semnat decretul de numire de președintele Y. Sau că a fost bună, tot așa, cu nume și prenume. Dacă nu știi nume și prenume la cine a făcut bine și cine a făcut rău, nu există răspundere. Dar ce vor să facă ei acum pe surse vă spun, probabil că are legătură, adică nu probabil, sigur are legătură și cu această discuție, pe surse proiectul ar fi ca CSM să facă propunerea inițială, să propună, și președintele să numească. Adică păstrează numirea făcută de președinte, dar spun că nu mai propune ministrul justiției, ci propune CSM-ul, plenul CSM-ului. Cum vi se pare propunerea asta? Și de ce n-ar fi ea bună? O aud de mulți ani de zile de la CSM. CSM, Consiliul Superior al Magistraturii, se ocupă de carieră în sens de promovare, de organizare de concursuri și atât. De partea de administrație, de partea de management, de partea de cum funcționează instituțiile, nu se ocupă. Și nici de buget.
E o prostie să-i dai bugetul pe mână. Oamenii ăștia sunt judecători și procurori, au fost învățați să facă anchete și respectiv să judece. Se ocupă de cariera profesională în sensul că ei stabilesc concursurile ca să promoveze de la judecător la judecătorie, la judecător la tribunal. În Germania toate astea sunt la Ministerul Justiției. Dar hai să zic că noi venim după comunism și se ocupă ei. Dar la rândul lor ei n-au fost reformați, judecătorii și procurorii. Asta e altă discuție. Deci nu au ce să caute. Știi ce înseamnă managementul unei instituții? Rezultate. Câte dosare ai? Cât durează un dosar? Câte s-au prescris? De ce s-au prescris? Cât de repede faci ancheta? Ține 3 ani? Ține o lună? Ține 5 ani? Cum pleacă citațiile? Pleacă corect? Pleacă incorrect așa încât să se tot amâne că e o greșeală de citație? Toate astea țin de management, de cum îți organizezi instituția. Și președintele de instanță, la fel, are un rol de manager. Un rol de manager. N-are ce să caute CSM-ul în acest rol de manager. Da, e interesant că vine această discuție în condițiile în care cam anul viitor expiră mandatele de procurori șefi, adjunct, șef de secție la DNA și la parchetul general. Adică miza este ce? Și la înalta curte. Să fie înlocuiți cei care sunt actualmente pe funcții? Da, pentru că suntem în situația în care sistemul de justiție nu merge tot perfect, irreversibil, într-un mod irreversibil. Ca să spunem, nu contează cine vine în loc. Din păcate. Și atunci o să spun, ba da, contează cine vine în loc. Dacă vine o persoană ca a Măriei, să mă scuze că i-am tot pronunțat numele de atâtea ori, dau un exemplu. O instituție care a mers foarte prost și din cauza căreia am avut, puteam să nu intrăm în Uniunea Europeană. Dacă vin astfel de persoane, sunt prieteni cu politicieni, că mai sunt judecători prieteni cu politicieni, vedem, da? Vedem condamnări și corupție în justiție, vedem. Dacă vin astfel de persoane, s-a terminat cu lupta anticorupție. Trebuie să vină persoane total independente, cărora să nu le fie frică să cheme un ministru, un parlamentar, un președinte de Consiliul Județean, și avem astfel de persoane și procurori și judecători, sau să-i rețină, sau să-i aresteze, sau să-i percheziționeze, dar nu toată țara, nu toată țara. În anumite localități și în special unitatea centrală.